Mersul la vot a devenit un automatism, mergem la vot ca așa trebuie sau pentru că toată lumea merge. Există însă o problemă, cum să votez cu cineva de care nici măcar nu ai auzit. Întrebați pe stradă, alba iulienii nu știu cine sunt cei care candidează la alegerile parlamentare. Nume ca Dorin Șerdean, Călin Potor, Dorin Nistor sau chiar fostul prefect Ștefan Bardan nu le spun oamenilor nimic. Sau dacă prin minune știu despre cine este vorba, nu pot să numească nici măcar o realizare pe care acesta a făcut-o în orașul nostru. Spuneți-mi dacă știți cine este Călin Potor. Nu știu, nu-l cunosc. Dorin Nistor? Nici, nu-i cunosc. Spuneți-mi dacă știți cine este Dorin Nistor. Nu. Nu. Știți cumva candidați la legile parlamentare? Nu mă pricep la politică. Spuneți-mi dacă știți cine este Călin Potor. Nu știu, nici nu mă interesează. Știți cine este Călin Potor? Fostul director de la Spitalul Alba Iulia. Și Dorin Nistor? Nu-l cunosc. Știți ce a făcut Călin Potor pentru Alba Iulia, având în vedere că candidează la parlamentare? Atât, dacă a fost director la spital, are să nu știu. Dorin Șerdean? Nu. Viceprimar? Nu. Nu știu. Deci, cum o să votați la legile parlamentare dacă nu sunteți în cunoștință de cază? Încă nu știu. Știi cine e Dorin Nistor? Nu. La fel, și el candidează pentru legile parlamentare pe postul deputat, pentru colegiul Alba Iulia. Călin Potor? Da, pe Potor îl știu. Ok, știi ce a făcut pentru orașul nostru? Ne puteți spune câteva lucruri? Păi nu prea cunosc așa. Ceva senator sau deputat de Alba. Și știți că ambii candidează pentru alegerile parlamentare? Să fie sănătoși, că eu nu-l aleg oricum. Spuneți-mi dacă știți cine este Dorin Nistor. Nu știu. Sau Dorin Șerdean. Nu. Știți cine este Călin Potor? Nu cunosc. Sau Dorin Șerdean. Nici ăla. Știți că ambii candidează pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie. Da, și am înțeles, da, că da. Spune-mi dacă știi care sunt candidații la alegerile parlamentare. Nu mă interesează. Spuneți-mi ce a făcut Călin Potor pentru Alba Iulia. Din câte știu eu, nimic. Am înțeles. Semnificativ. Nici nu mă interesează. Cine e Ștefan Bardan? Păi a fost prefectul de Alba. Lasă că tot rău mere, oricum ar fi ei, oamenii serioși. Că în loc să facă locuri de muncă, în ceea ce privește, ei se apucă și îți fac ei interesele proprii și îți bate joc de tineret. Ce să zicem? Toată lumea promite, domne, dar deja țara e scăpată de sub control. Oricine ar veni, am ajuns într-o țară care nu e mai guvernată. Indiferent ce partid e. În aceste condiții, oamenii merg și votează slogane de campanie, nu în cunoștință de cauză, că doar merge și așa. Și apoi ne mirăm de ce problemele pe care le avem nu se rezolvă.